Aproximativ 400 de preoți și diaconi din cele 5 protopopiate ale județului Prahova s-au întâlnit astăzi cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul celei de-a doua sesiuni a Conferinței Clericale de Primăvară din Arhiepiscopia Bucureștilor. Reuniunea a avut loc în aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Tot cu un moment de rugăciune a început și cea de-a doua sesiune a Conferinței Preoțești de Primăvară. Sfânta Liturghie și Tedeumul au fost oficiate în Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, în prezența preoților prahoveni, de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ședința de lucru i-a reunit apoi pe clerici în aula Magna Teoctist, Patriarhul a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Întâi stătătorul bisericii noastre a rostit un cuvânt în deschiderea evenimentului, în care a subliniat prioritățile bisericii în pastorația persoanelor vârstnice. O prioritate în pastorația persoanelor vârstnice este implicarea vârstnicilor în creșterea și educarea copiilor, mai ales privind rugăciunea. Vârstnicii, prin maturitatea lor duhovnicească, pot ajuta mult la cultivarea vieții liturgice și la păstrarea valorilor creștine în cultura noastră pentru binele societății și al familiei. O altă prioritate pe care trebuie să o avem în vedere în pastorația vârstnicilor este aceea de a considera perioada bătrâneții ca un privilegiu, o perioadă de creștere și îmbogățire duhovnicească prin rugăciune. Astfel, bătrânețea nu este o povară, ci un dar al lui Dumnezeu. O altă prioritate a bisericii în pastorația actuală a persoanelor vârstnice poate fi implicarea acestora în mod activ în pastorația și misiunea bisericii. Din nefericire, astăzi sunt mulți bătrâni care trăiesc în multă însingurare, în izolare de comunitate, simțindu-se cumva nefolositori sau inutili. Dar există și mulți bătrâni care trăiesc bătrâneța cu seninătate și demnitate, participând activ la viața bisericii și la ajutorarea altor persoane vârstnice. Persoanele vârstnice pot fi cooptate în misiunea și pastorația bisericii, bătrânii fiind indispensabili în această lucrare, întrucât prin bogăția lor de credință și de viață contribuie foarte mult la creșterea spirituală a întregii comunități. După cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, preoții Ilarion Mâță, Alexandru Gherasim și Alin Nica au prezentat referate legate de tema anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice. A urmat o discuție liberă în cadrul căreia preoții au prezentat activitatea pe care o desfășoară în parohii. Aceste întâlniri sunt foarte benefice pentru noi toți, preoții din cadrul celor 5 protopopiate din Prahova. Părintele Patriarh, la sugestia noastră, a binecuvântat ca și noi, Prahova, să venim aici la București pentru a ne întâlni în rugăciune cu delegatul Preafericirii sale, dar după aceea la temele care se vor discuta, însuși cu Preafericitul în mijlocul nostru. Sunt benefice pentru faptul că noi primim învățătură de la cei care vor conferenția, întorcându-ne în parohiile noastre, punându-le la suflet credincioșilor noștri care au nevoie, mai ales în această perioadă, de aceste învățături. În general, conferințele preoțești sunt un prilej de comuniune între preoți, de întâlnire a colegilor, a foștilor colegi și e o bucurie, așa cum ne dorim să fie fiecare eveniment la care participăm. Cu siguranță, întâlnirile dintre preoți provoacă și multe discuții privitoare la situațiile pe care le întâlnește fiecare preot în parohia lui și din mai multe minți, din mai multe capete, cu siguranță și problemele care se pun în față vor găsi mai multe rezolvări. Nimeni nu are toate ideile și atunci întâlnirile astea dintre preoți sunt foarte importante, nu numai ca o comuniune de rugăciune împreună, dar și ca o întâlnire și ca posibile răspunsuri la întrebări pe care le are fiecare preot în parohia pe care o păstorește. Toți clericii au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel volumul Istoria veșmintelor liturgice din răsăritul ortodox, de la origini până la Sfântul Simeon al Tesalonicului, și un florilegiu din scrierile Sfântului Ioan Casian.